cunoaște, mă numesc Cristian, însă voi puteți să-mi spuneți Cristian Lefter. Sunt trainer de profesie și m-am gândit să vorbesc despre icebreakers. Întâi, ce poate însemna un icebreaker? Acesta este un icebreaker. Este cineva care n-a văzut Ice Age? Nu. Deci toată lumea ar trebui să știe acest icebreaker. Spread se numește el. Însă nu despre el o să vorbesc astăzi, ci o să vorbesc despre o tehnică folosită în general în training-uri. Da? Este cineva care nu știe ce înseamnă un icebreaker sau un energizer? Ok. Un icebreaker este o tehnică folosită la începutul unui training. Pentru ce? Pentru a crea o echipă din oamenii prezenți la curs. Și nu numai, dar icebreaker, ce sugerează viața? Sugerează o atmosferă rece, da? Și icebreaker-ul este destinat pentru a încălzi atmosfera. Ce să vă prezint eu astăzi sunt 5 tipuri de icebreaker pe care eu personal le folosesc. Primul din ele, două adevăruri și o minciună. Da? În ce constă? Fiecare participant se prezintă și spune două adevăruri despre propria persoană și o minciună. Ulterior, grupul decide care a fost minciună. Da? Asta este primul icebreaker. Okay. Altă metodă, Paul și Andreea o știu deja, este metoda interviului. Se fac perechi de câte doi și fiecare se prezintă celuilalt. Pe urmă, fiecare partener își va prezenta partenerul, va vorbi despre el. Asta este altă metodă, metoda interviului. O tehnică preferată de mine este People Bingo. A jucat cineva bingo? Gata? Ok. Este similar, însă în loc de numere, ce avem? Avem niște enunțuri, da? Deține o pisică, deține un câine, este balanță, etc. Ceva cât mai funny. Și cum decurge acest icebreaker? Oamenii fac cunoștință și întreabă fix o întrebare pe celălalt. Ceva de genul, îți place ceapa? Sau dacă răspunsul este da, își bifează căsuța respectivă. Câștigă primul care acumulează 5 semnături pe o linie sau pe coloană sau, cum ziceați, o crescu pe diagonala mai mică sau mai mare a dreptunghiului. Depinde. E posibil să fie niște opțiuni care să nu le îndeplinească nimeni. Și atunci 5 sunt mult mai eficiente. Poate părea oarecum simplu, dar creează o dinamică fantastică. Imaginați-vă să vedeți un director de departament cum treabă, ai bicicletă, ai bicicletă? Sau că mai are doar bicicleta de bifat. Altă tehnică este un fapt mai puțin cunoscut despre voi. Vă prezentați, spuneți, sunt Cristian, dansez, serios, ok? Un fapt mai puțin cunoscut despre voi, da? Nu știu, poate să fie ceva de genul ăsta. Știi, eu sunt zânul de la Banca Transilvania. A cincea tehnică, vreau să o transformăm chiar într-un exercițiu. Știți care este cel mai frumos cuvânt din lume? Mulțumesc se poate încadra, însă pentru toți. Exact, Andreea. Deci pentru toți, cel mai frumos cuvânt din lume este numele nostru. Da? Nu o să vă explic de ce este important să ținem minte numele celor cu care vorbim. Credeți-mă, o să aveți un foarte mare avantaj dacă în loc, hei, aveți,
îi spui Cristi sau Alice sau cum cheamă pe persoana respectivă. Și acum chiar vreau să facem un exercițiu. Există cineva căruia este greu să țină minte numele persoanelor noi? Okay. Eu mi-am imaginat că să avem 20 de participanți când mi-am propus să fac exercițiul ăsta. Însă, why not? Pentru că iubesc provocările, o să... Cred că suntem un pic mai mult decât 20. O să facem și așa. Cum arată exercițiul ăsta? Eu o să spun, mă numesc Cristian. Andreea o să spun, mă numesc Andreea și el se numește Cristian. Adrian o să spună, mă numesc Adrian, Andreea, Cristian și tot așa. Deci, mă numesc Cristian. Mă numesc Andreea și el se numește Cristian. Mă numesc Adrian, ea este Andreea, tu ești Cristian. Sunt Rodica, el se numește Adrian, Andreea și Cristian. Sunt Adis, ea este Rodica, Adrian, Andreea și Cristian. Iau de la început, de ce? Pentru că tot repetându-se, esența tehnicii este că tot repetându-se numele, așa. La sfârșit toată lumea va ști cum se numește toată lumea. Spune-ne în ordine. Ok. Ok. Eu sunt Alice, el este Cristian, ea este Andreea, el este Adrian, ea este Rodica. Fair, nice. Eu sunt Leon, tu ești Cristian, Andreea, Adrian, Rodica și Alice. Salut, eu sunt Dan, hai să vezi repede să nu ne uit. Tu ești Cristi, Andreea, Alice, Leon, Adrian, îți spui și... Și tu și arată de lângă Andreea. Rodica, bună, eu sunt Răzvan, Cristi, Andreea, Adrian, Rodica, Alice, Leon și... Și? Da. Salut, eu sunt Ștefan, el este Cristian, Andreea, Adrian, Rodica, Alice, Leon, Dan și Răzvan. Bună, eu sunt Andreea, el este Cristian, Andreea, fița mea, sau eu fița ei, Adrian, Rodica, Alice, Leon, Dan, Răzvan, Ștefan. Bună, eu sunt Andreea, Cristian, Andreea, Adrian, Rodica, Alice, Leon, Dan, Răzvan, Ștefan, Andreea. Salutare, eu sunt Marian, el e Cristian, Andreea, Adrian, Rodica, Alice, Leon, Dan, Răzvan, Ștefan, Andreea, Andreea. Salut, eu sunt Dragoș, Cristian, Andreea, Adrian, Rodica, Alice, Leon, Dan, Răzvan, aici e ușor, Ștefan, Andreea, Andreea, Marian. Uitați-vă pe el, sunt doar dacă nu v-am amintit. Da. Salut, eu sunt Teodor, Cristian, Andreea, Adrian, Rodica, Alice, Leon, Dan, Marian, Răzvan, Ștefan, Andreea, Andreea, Elena, Cristina, nu știu. Marian și Dragoș. Salut, eu sunt Ștefan, Cristi, Andreea, Andrei, Rodica, Alice, Leon, Dan, Răzvan, Ștefan, Andreea, Andreea, Marian, Dragoș, Teodor. Rectificare, Adrian, dacă nu știi, o să fie pauză și o să vă spun la public. Nu ipoteza asta, pentru că vor nu știi la vor de ține greșeala. Bună, eu sunt Irina, Cristi, Andreea, Adrian, Rodica, Alice, Leon, Dan, Răzvan, Ștefan, Andreea, Andreea, Marian, Dragoș, Ștefan. Bună, eu sunt Ștefania, tu ești Cristian, încep cu Andreea, Adrian, Rodica, Alice, Leon, Dan, Răzvan, Ștefan, Andreea, Andreea, Marian, Dragoș, Teodor, Ștefan, Irina și atât. Eu sunt
Leon, Dan, Răzvan, Ștefan, Andreea, Andreea, Marian, Dragoș, Teodor, Ștefan, Anitat, Irina, Ștefania. Bun, eu sunt Marius, Cristian, Andreea, Dan, Răzvan, Ștefan, Andreea, din nou Andreea, Marian, Dragoș, Teodor, Teodor, Ștefan, Irina, Ștefania și Cătălina. Ok, ok, ne putem opri aici, nu vreau să vă arătesc la mâine. Practic, s-a reușit într-o oră de curs să se țină minte 70 de nume. Ok? Eu sunt convins că cei care chiar au încercat cunosc acum destul de mulți din cei de față. Aș fi mers până în spate, dar cine știe, am fi găsit fixul aici pe Mona sau... Nu, scopul nu este ăsta. Scopul este să depășiți o autolimitare. Eu nu pot să țin minte în mână. Asta este scopul exercițiului. Nu gândiri alternative laterale sau alte soluții. Ok. Recapitulare. Deci cele 5 tehnici. Prima. Două adevăr și o minciună. Tehnica interviului. People bingo, zic eu. Există mai multe denumiri pentru acest tip. Un fapt mai puțin cunoscut despre voi și țineți minte numele celor cu care vorbiți. Dacă nu faceți, știu și eu, un icebreaker de tipul ăsta, puteți să-l repetați. Odată ce ați făcut cunoștință cu cineva, vorbiți cu persoana respectivă și adresați-vă ceva de genul: Leon, tu ce părere ai despre? Și în felul ăsta, dacă repetați o dată, de două ori, de trei ori numele respectiv, o să-l țineți minte și este foarte important. What's next? Păi, în primul rând, vă recomand să veniți aici în față. Data trecută am făcut un exercițiu prin care v-am scos eu pe toți în față, însă veniți de bună voie mai bine și nu mai recomand Toastmasters, iarăși un grup dedicat vorbitului în public. Dacă aveți o întrebare pentru mine, trebuie să îmi transmiteți ceva de bine, ceva de rău, puteți și de rău că am anti-spam, about me, Cristian Lester și evident, vă mulțumesc!